În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ajutor și acoperitor s-a făcut mie spre mântuire. Iubiți credincioși, iată-ne în plină săptămână Apostolului Mare, la denia canonului de Marțeală. Și Sfântul Andrei Criteanul ne propune sufletului nostru să facem o descoperire și eu trebuie să fac mai întâi de toate o spovedanie. Slujesc de atâția ani și am început acest canon de care trebuie să vă mărturisesc că am auzit numai când am intrat la seminar în 82, iată acum 40 de ani. Și nu am gândit niciodată la profunzimea acestui canon. Este vorba de o strategie pe care Sfântul Andrei Criteanul ne-o propune, să înțelegem mai mult ceva despre noi. Postul nu este despre altcineva. Postul este despre noi. Sunt multe slujbele bisericii în care suntem chemați la rugăciunea comună. Dar iată că la această slujbă, deși suntem chemați la o rugăciune comună, este vorba despre un dialog al nostru cu noi înșine. Ca să ne învețe că întregul demers creștinesc este despre noi. Dacă am reușit în posturile anterioare, sau ne-am propus să reușim și vom reuși în postul acesta, să scăpăm de o patimă, să ne bucurăm. Pentru noi este o victorie a noastră. Pentru că, altminterea, dacă nu înțelegem că postul este despre noi, că viața este despre noi și că tot ceea ce ne înconjoară este despre noi și numai despre noi, nu vom înțelege de ce suntem dezamăgiți, de ce așteptările noastre au fost mai mari decât posibilitățile noastre sau la celorlalți? De ce, dintr-o educație ne la locul ei, aș spune eu, așteptăm întotdeauna o confirmare din partea celorlalți? Și iată că a venit vremea să vorbim câte ceva despre noi înșine. Să stăm față în față. Știți că în fiecare om există dialogul acesta intern, pe care însă noi nu știm să-l gestionăm. De ce nu știm? Pentru că între noi doi, în interiorul nostru, de cele mai multe ori, apar corpuri străine, apar gânduri, inoculări și tot felul de presiuni din exterior, pe care, dacă nu suntem atenți și le luăm în seamă când nu trebuie, fac ravagii sufletului nostru. A venit vremea să învățăm cum să dialogăm cu noi înșine. Cu noi înșine nu putem să dialogăm dacă sunt trei sau patru la o masă de dialog. E vorba de noi înșine. În tot canonul acesta pe care l-ați auzit în seara aceasta și l-ați auzit și mâine și poimine, niciodată nu s-a vorbit despre noi, ci despre mine, păcătosul. Adică deja se tranșează între mine și restul lumii, nu în sensul egoist, ci în sensul realist. Noi însă avem tot timpul un zgomot în cap. Ne întâlnim cu cineva și imediat trebuie să ne dăm seama, zgomotul acesta nu ne mai lasă să dialogăm cu noi înșine. Zgomot înseamnă o privire foarte atentă și, așa zis, educată asupra celui pe care îl avem în față. Și imediat l-am scanat și l-am judecat. De ce poartă, vezi, Doamne, papion, că nu e ora 17 sau 19 după masă? De ce nu este bărbierit dacă se află în fața mea sau de ce nu este îngrijit?
De ce este îmbrăcat în roșu când a început postul? De ce are cravata numai cu nod italian și nu cu franțuzesc? Înseamnă că are ceva de transmis. Și imediat zgomotul începe să ne spună tot felul de lucruri. Ce a adus cu el, cum e îmbrăcat și cum se poartă. Aceste zgomote însă nu ne lasă să vedem dialogul din interiorul nostru. A venit un om cu care trebuie să stăm de vorbă. Atât. Dacă vom învăța să gestionăm dialogul, sufletul nostru se va lămuri că în afară de el nu are nimeni voie să-i dicteze absolut nimic. Atunci când ați citit pe undeva că nimeni nu poate să-ți facă rău dacă îi dai voie, probabil că ați zâmbit sau ați notat între vorbele de duh. Nu, este o realitate. Numai că noi nu am fost educați să și credem în această realitate. Și chiar astăzi Mântuitorul ne spune, credeți ca și când ați primit și veți avea. Trebuie să învățăm astăzi că principalul efect al unei discuții concrete cu sufletul nostru este obținerea a tot ceea ce am cerut. Cu o singură condiție. Când cerem, deja să pregustăm tot ceea ce am cerut, ca și când am primit deja, și mulțumirea noastră se va transforma în singurul gen de rugăciune adevărat, rugăciunea de mulțumire. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce mi-ai oferit pentru ziua de mâine. Îți mulțumesc că mă vei trezi mâine dimineață. Cu această conștiință dispare dialogul, dispare acea gălăgie din capul nostru. Dar de unde știi tu că te mai trezești mâine? Dar mâine poate că nu mai e așa de frumos cum a fost astăzi. Păi dar uite ce scrie aici. Uite cum va fi starea vremii. Mâine sunt temperaturi mai scăzute. Mâine nu știu ce se întâmplă, ce se aliniază, ce e în retrograd și ce vine peste tine. Asta este zgomotul pe care am fost educați, din păcate, să-l avem ca partener de dialog. Ori, dacă noi am fi în stare să ne extragem din tot ceea ce înseamnă gălăgia aceasta din jurul nostru, ne-am dat seama că nici gândurile nu reprezintă propria noastră persoană. Imaginați-vă o stare în care nu vă mai apasă nimic, în care sunteți departe, în care nici măcar gândurile acestea, dar ce vor face mâine, ce vor face poimine, îmi ajunge cu tare sau cu tare, cum plătesc factura și una și alta. Acestea, dacă ar dispărea, am avea un suflet care ar fi în stare să producă inclusiv pentru facturile care urmează să fie plătite. Și o va face cu bucurie față de sufletul apăsat de grijă, care nu va mai da randament, nu va mai fi eficace în tot ceea ce face, pentru că zgomotul acesta din jur te face să crezi că trebuie să te uiți în stânga și în dreapta, să cerșești până la urmă confirmare de la unul sau de la altul, ca să ce? Ca să poți să te bucuri? Păi ai pierdut timpul. Imaginați-vă pe cineva care ar căuta o rugăciune de împăcare cu sine și n-ar avea pace până n-ar găsi-o. Dar când ar găsi-o, ar fi prea târziu. Dar credeți că rugăciunea de împăcare cu sine se află în cărți? Se află în noi. O rugăciune de împăcare cu noi înșine înseamnă un dialog sincer cu noi. Un om care a început postul și nu se gândește la ceilalți dacă l-au început sau nu, nu se gândește la altceva nimic decât, așa cum ne-a învățat Sfântul Andrei Criteanul, să ne gândim numai la noi în sensul pozitiv, cu siguranță că nu va mai căuta nimic în afară. De ce? Pentru că ar fi conștient că totul este înăuntru. Nu sunt teorii acestea, sunt strategii de viață. Dacă acum, când vă duceți acasă, spre casă vă anunță cineva că vrea să vină să vă vadă,
Bineînțeles că gălăgia educațională din capul nostru va începe tirul, bombardamentul de întrebări. Da, am început postul, dar ce mă fac? Ăsta îmi vine și îmi strică postul, dar n-am ce să-i pun înainte. Dar ce mă fac, Doamne? Dar pacoste asta, cum așa a adus aminte de mine? S-a terminat cu pacea. Dar noi venim de la biserică, da? Am făcut un dialog cu noi și ne-am stabilit clar că nimeni, dar absolut nimeni, nu poate să ne facă rău dacă nu-i dăm voie. Nu să-i spunem acum, cum fac toți adevărații postitori. Măi, nu te supăra, săptămâna asta sunt în post. Da, te rog frumos să iei aminte, ne auzim. Da, da, te sunt eu. Ăsta este omul autentic, ortodoxul adevărat. Acela care bate metanie și înconjoară necula de trei ori, care se duce la cuvioasa în fiecare an, fix pe 14 octombrie, care se duce la cuvioșii, la cuviosul Dimitrie, la București și așa mai departe, îl vizitează de trei ori pe an pe părintele Arsenie Boca și pacea lui încă o mai caută în cărți. Fraților, nu vorbesc de rău pe nimeni, Doamne ferește, dar haideți să fim puțin atenți. Nu cumva ortodoxia ne-a dat așa un soi de mândrie, de zicea părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, s-a smerit mândrulețul? Nu cumva ne dă de înțeles că dacă am făcut vreun pelerinaj, a noastră gata nu mai cade nimic, nu cade numai pe lângă noi, nu ne rovește absolut nimic? Nu vi se pare că dacă am dat un ban pe la vreo mănăstire, acum putem să omorâm mii de oameni, că noi suntem, ne știe Dumnezeu de la Sfântul Atos, că doar de suntem sponsor oficiali? Nu cumva asta e ortodoxia? Imaginați-vă puțin, că știu ce vă spun. Haideți să facem și un foleacă de autocritică, să nu creadă lumea că noi chiar nu știm din ce gașcă facem parte. Cam asta este situația ortodoxiei astăzi și din asta vreau să ne trezim, dar nu vorbim despre alții, că postul e pentru noi, nu pentru alții. Este pentru noi. Am făcut această mică divagație ca să înțelegeți că ne putem lesne amăgi. Se spune că odată un împărat cu suita lui trecea printr-un pustiu și auzise el că prin pustiul acela trăiește un cuvios care are și un ucenic mai tânăr. N-a îndrăznit nici măcar să-i ceară lui Dumnezeu să se întâlnească cu acel cuvios vestit. Dar totuși a trecut pe acolo și culmea e că era cuviosul cu ucenicul lui. Mergeau și ei pe cale și văzând de departe, s-au dat puțin la o parte și s-a minunat luminăția sa, că Dumnezeu i-a ascultat chiar o rugăciune pe care nu o săvârșise și i-a scos acest cuvios în față. Numai că ucenicul i-a spus luminăția voastră, știți, noi eram în trecere, poate că vi s-a părut că am ieșit în întâmpinarea dumneavoastră, dar nu e chiar așa. La care a trecut alaiul și cuviosul a întrebat, da bă frate, ce-ți veni? Cuvioase, l-am văzut că își căfăcea gânduri, crezând că noi am ieșit pe cale fix ca să-l întâmpinăm pe el. Și a zis, frate, n-ai făcut bine, pentru că de amăgit, oricum se amăgise și singur. Ei, problema este următoarea și noi. De multe ori, credem că dacă facem un lucru, Dumnezeu deja până îl așează înainte, fix ca să știm noi că ne-a văzut. Trebuie să scăpăm în seara aceasta, măcar, de tot ceea ce înseamnă părerea de sine și amăgirea de sine. Fraților, trăim într-o lume în care, dacă nu suntem atenți,
Credem că suntem mai buni decât alții. Credem că dacă am săvârșit primele două zile de post și ne-am rupt câte două ceasuri în fiecare seară să venim aici să ne rugăm, gata, cu Dumnezeu e dator să ne acopere orice nemernicie pe care am face-o noi de acum înainte. Nu e așa. Nu vă amăgiți. Eu spun despre mine acum. Încerc să nu mă amăgesc că oamenii care îmi cer binecuvântare în momentul în care chiar o să le meargă bine, o să-și mai aduc aminte fiecare zi de mine. Nu, dar nici nu am nevoie de asta. Pentru că de multă vreme nu mă mai raportez la imaginea mea în ochii celorlalți. Pentru că în seriile acestea aflăm că postul și viața creștinească este despre noi, nu despre altcineva. Iubiți credincioși, ce este foarte important pentru viața noastră este această zbatere de fiecare zi, în care trebuie să știm că orice ce facem, facem pentru noi. Nu trebuie să așteptăm că îl facem, vezi, Doamne, pe Dumnezeu să rămână dator la noi dacă am făcut cine știe ce lucruri. Dacă am făcut ceva, să ne bucurăm că am reușit să facem. Și să ne proiectăm ca și pentru mâine să mai facem încă o dată și pe mine încă o dată dacă ne dă Dumnezeu voie. Am spus și repet lucrul acesta că postul și viața creștinească este numai despre noi, pentru a nu mai fi dependenți de toanele altora. De exemplu, dacă noi vrem să postim și mă întorc acasă acum, da? Totuși, n-am răspuns așa ca un autentic ortodox, băi, lasă-mă în pace că e post. Ce facem totuși în această situație? În această situație trebuie să învățăm ceva. De ce ne așezăm noi la o masă cu cineva? Ca să ne simțim bine, să ne încărcăm cu energie, că masa asta înseamnă. Mântuitorul acela cea de taină s-a dus, deși știa că va fi nevoit să stea la masă cu cel care avea de gând să-l vândă. De fapt, cu cel care îl și vânduse. Pentru că o făcuse dinainte în mintea lui și se cam lămurise că nu ia bun cu învățătorul și trebuie să-l dea pe mâna sinedriului. Ei, nu trebuie acum să credeți că cel care a telefonat trebuie să fie primit ca Iuda. No, Doamne, ferește! Dar, atâta vreme cât el a intrat în casa noastră, regula este a casei noastre. Adică nu vine el să facă regula casei mele, dar nici eu nu trebuie să-i spun, uite pe aici nu se calcă, pe aici să merge într-un picior, pe aici să sare și așa mai departe. Nu. Regulile sunt foarte discrete. Atunci când am așezat masa, în fiecare farfurie să știți că există și câte un aliment de post. Acum nu luați ca etichetiștii să vedem ce euri are sau ce urme de coși de ouă și așa mai departe. Nu fiți așa de tranșanți, că nu o să iasă bine. Lăsați impresia unei degajări totale, unei bucurii că cineva va călca casa, pentru că acesta este adevăratul sens al postului, care este despre mine, nu despre celălalt. Dacă el își declară disponibilitatea de a posti cu mine, fără nicio problemă. Dacă nu, trebuie să arătăm că postim altfel, printr-o lumină, printr-o strălucire, printr-un dialog coerent, printr-o bucurie de a-l întâmpina, printr-o bucurie de a-l așeza la masă, printr-o bucurie de a-l lăsa să vorbească. Și să vedeți că va simți că țineți post. Când va vedea că nu-l întrerupeți după fiecare frază pe care el o spune și voi să spuneți o sumedenie de grozăvii mult mai mari decât a spus el, atunci își va da seama că postiți și o să înceapă și el să se tempereze și va începe un dialog frumos, un dialog în care bucuria să fie a asculta. Pentru că dacă vreți să învățați ceva, trebuie să ascultați. Dacă vorbiți, vorbiți din ceea ce știți, dar dacă ascultați, ascultați din ceea ce nu știți.
Eu acum îmi permit să vorbesc, că ăsta e rolul meu aici. Dar să știți că și mie îmi place foarte mult să ascult. Fiii mei duhovnicești știu că mai și ascult câteodată. Este foarte frumoasă această seară în care ne-am întâlnit cu noi înșine. Dacă plecăm numai în această seară, n-am pretenție de mâine acolo să facem la fel, dar măcar în această seară, să avem conștiința că ne-am întâlnit cu noi înșine, că nu am fost nevoiți să ne producem într-o rugăciune colectivă, așa cum e conform manualului, ci că a fost o rugăciune pentru fiecare în parte, deja am câștigat ceva și ne-am dat seama că noi postim pentru noi. Nu postim ca să facem o diferență între noi și ceilalți, între mine și celălalt care, ia uite-l bă și pe ăsta, nu știe că a început postul. Da, e, nu-l trăzni acum, mai încolo, nu mă deranja chiar așa tare. Dacă am scăpa măcar de această racilă, de a ne compara cu alții, cu siguranță că și cei din jur își vor da seama că ortodoxia nu este neapărat despre oamenii cu siguranța mântuirii, așa cum de altminte s-a cam creionat. Am văzut oameni foarte siguri pe ei că dacă au făcut nu știu câte pelerinaje și nu știu câte danii pe la Muntele Atos sau în altă parte, acum poate să facă orice. Nu asta este ortodoxia. Ortodoxia este dialogul cu noi înșine, este despre noi, cu noi, pentru noi, ca să avem putere să ajutăm pe ceilalți. Așa să ne ajutăm. Să fie bun folos.